fost insolită pe pământ și păsărele cântă în toi. Răsună cântece frumoase în iarba plină cu trifoi. Copiii se joacă în grădină și căprioarele în câmpii. Se ascunde albina rușinoasă în floricelele argintii. Mămicile coc turte dulci, tăticii sunt pe la servici. Nepoții merg să viziteze pe minunații lor bunici. Totul e bine și frumos, planeta-și vede rostul ei. În unele părți este mai bine, în unele părți este mai rău. Și dintr-o dată în cer se aude o trâmbiță răsunătoare și o voce falnică rostește: iată a venit ziua cea mare. Din cer, la fel ca un luceafăr, coboară un fiu de împărat să pedepsească lumea întreagă de tot ce e rău și e stricat. Iar lumea întreagă se frământă, căci a rămas nepregătită. Nu s-a ferit de stricăciune, de crimă multă și ispită. Iar noi toți se întunecă, pământul scurie temelia, căci iată a venit Iisus să-și verse pe pământ mânia. Nici luna nu se mai observă, iar soarele devine sânge. Se lasă groaza între oameni și lumea speriată plânge. Și toți nu știu ce să mai facă, crezut au că mai este vreme, că mai au timp de pocăință și inima în piept le geme. Iar unii nici nu au crezut în Dumnezeu, ca fiecare au folosit știința scut, spunând că suntem animale. Dar El e aici să pedepsească cu înțelepciune și dreptate pe toți cei care nu au vrut să stea în ale cerului palate. Pe cei ce n-au făcut dreptate, pe cei ce stau în nepăsare, pe cei ce au refuzat iertarea și o mântuire așa de mare, pe criminalii și bogații care au crezut că acest pământ nu are nici de cum nevoie de un Dumnezeu așa de sfânt, pe cei ce au înjunghiat copii și au făcut avorturi multe, pe cei ce Biblia au citit-o, dar nu au vrut ca să o asculte, pe cei ce beau în discoteci și au vorbit cuvinte rele, pe cei ce se rugau la aur, la soare, lună și la stele, pe cei ce umblă în curvie și soția le plânge acasă, pe cei care pentru orfani nu au întins măcar o masă, când au trecut de atâtea ori pe lângă orb și cerșetor și au lăsat o mână întinsă să tremure de atâtea ori. O, frate, prieten și străin, cât timpul nu e prea târziu, te rog, doar pune-ți întrebarea: de-a cui parte vreau să fiu? Și nu cumva în lumea aceasta ce naște zi de zi idei, ești un creștin cu normă întreagă sau ești doar unul dintre ei?